România-Israel doar 1 la 1 până la urmă, am început foarte bine din punct de vedere al atmosferei pe arena națională, 49.194 cred că de spectatori, dacă nu mă înșel, cred că aceasta este cifra oficială, poate am greșit acolo cu o virgulă, spectatorii au fost la înălțimea acestui meci, din păcate naționala României nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. E o problemă. E o problemă când joci acasă, da? când joci în fața unui stadion arhiplin, un stadion fabulos. Mi-am adus aminte sincer de atmosfera și de nebunia de la acea partidă cu Danemarca, 3 la 1, cu Dănuț Lupu și așa mai departe cu golurile înscrise de Gabi Pelebalint, cam așa a fost atmosfera, ca la meciul acela cu Danemarca, a fost așa o emulație fantastică, toată lumea aștepta să batem Israelul, din păcate n-am fost în stare și aș putea să spun că iarăși norocul providențial al familiei Iordănescu, această genă, a fortunei pe care o au și care, mă rog, e binevenită. Deci acest noroc a funcționat pentru că astăzi putem foarte ușor să pierdem, mai ales în a doua repriză, când naționala Israelului ne-a fost net superioară. Nu jucăm. Asta e marea problema națională a României. Nu știu acum dacă e problemă de selecționer, cred că mai degrabă e problemă de jucători. Eu cred că nu avem jucători. Pur și simplu cred că nu avem jucători. Pentru că la capitolul atitudine am arătat cu totul și cu totul altceva. Adică din acest punct de vedere nu poți, n ai ce să-i spui lui Edi Ordănescu. A realizat coeziune în grup, am arătat determinare, am fost motivați, am luptat până la ultima uh, picătură, ne chiar ne-am sacrificat în anumite momente. Deci la capitolul atitudine jos părărie, dar practic doar asta am avut și în această seară, doar uh, atitudine, fotbal puțin. Uh, Israelul, clar o echipă mai bună decât noi una peste alta în cele 90 de minute. Hai să zicem că în prima repriză, hai să fim patrioți, da? Hai să zicem că în prima repriză am jucat inteligent, deși nici în prima repriză mare lucru n-am produs. N-am produs fotbal, pentru că gândiți-vă, golul a venit la o greșeală mare de tot a lui Glazer, portarul Israelului, el având și cetățenie română, probabil s-a simțit dator să ne facă un cadou, știi, a zis, bă, hai să mă duc și eu acolo la București și să las și eu ceva în urma mea, o greșeală o uriașă și înscrie uh, Ali Alibec. Dar Repet, una peste alta nu jucăm, nu construim, n-ai cum, cum să spun, joci acasă, nu poți să câștigi meciurile dacă tu nu construiești. Vine adversarul și construiește, iar tu pur și simplu doar alergi și încerci cu disperare să recuperezi mingile și poate, poate prinde un contraatac sau știu eu, un șut bun al lui Marim sau al lui Stanciu de la distanță. V-am zis, eu rămân la părerea că nu mai avem cu adevărat valori, adică valori care să facă diferența. Am văzut câțiva jucători foarte interesanți la israelieni, pornind de la ce Solomon, care știe extraordinar, gloci, care a și marcat, ne-a dat și bară. Uh, V-am spus, uh, am avut, cum să zicem, fotbal și bulan, așa cum s-a întâmplat și cu uh, Elveția, bulanul familiei Iordănescu, repet, ceea ce e foarte bine, adică nu o spun cu vreo ironie sau cu răutate, e bine să ai și noroc în viață, e bine să ai și noroc în fotbal, dar întrebarea este uh, ce se va întâmpla când acest noroc se va termina. Am avut noroc și cu Elveția când am revenit uh, fabulos, pentru că totuși e noroc. Da, N-am jucat mare lucru nici în uh, Elveția. Acum, uh, iarăși, ocazie peste ocazie, mai ales în a doua repriză pentru uh, israelieni, uh, moldovani, are o intervenție extraordinară, bară, uh, minci, șutate din interiorul, lui, asediu ce se mai la poarta noastră și din păcate un meci care a început entuziasmant 1-0 pentru noi s-a terminat în fluierăturile uh, celor 50.000 de oameni și cred eu că în fluierăturile în sufletele multora dintre sutele de mii sau milioanele de microbiști care au urmărit uh, național. Avem așa un fotbal ca o nu știu cum să-i ca o supă călduță, da? Și când mănânci așa o supă călduță, da? bași ceva în gură, da? Deci bași ceva în gură, dar niciodată nu-ți dă satisfacție, da? Rămâne călduță, nu-ți dă sațietatea tot flămând rămâi, da? A așa apare și naționala a -a, României, da, așa o supiță din aia călduță, da, e ok, e unul, unul, rămâi în cursa pentru calificare, da, hai să vedem, poate batem Kosovo și vedem ce se va întâmpla, dar tot mănânc supă aia călduță și la un moment dat ți se ia. Adică ți se face așa, cum să spun, ai așa un sentiment că te-ai săturat, te-ai săturat tot de același fotbal care, repet, e călduț, e la alibi dacă vreți, e un joc care nu provoacă entuziasm, e un joc care, cum să spun, nu-i face pe oameni să plece de la stadion sătui de fotbal. Spectatorii astea cei 50 de mii, au plecat iarăși flămânzi, pentru că nu le-am oferit mai nimic, din păcate, în seara asta. Nu arătăm bine deloc nu arătăm bine. Uh, punctele sunt mult peste prestația echipei noastre și cred că ăsta e meritul lui Eddie Ordănescu. Pe de altă parte, uh, bineînțeles, uh, uh, vine, cum să spun, și această virgulă, vin niște lucruri pe care, mă rog, nu le înțeleg, nu înțeleg povestea asta cu George Pușca și, toamne, ce Doamne, cât e de rudimentar băiatul ăsta. Mă uitam, avea freza aia, da? În loc, în loc să joace fotbal, bine, a dat șutul ăla când a scăpat singur acolo, ca la rugby, apropo că tot e cupa mondială la rugby, la vreo, nu știu, șapte metri de poartă undeva, cred că s-a dus mingea peste tribună și mă uitam la George Pușca și mai frizura de el, da? Ar putea să joace liniștit în Braveheart 2, fără probleme, dar nu într-un meci de fotbal, da? Alibec, chiar dacă Alibec n-a fost în formă, nici Alibec, nu s-a mișcat grozav. Astăzi este un jucător cu cel puțin 3-4 clase peste el. Și uite-te, iar ajungem aici că nu -avem, -avem, jucători. Eu l-aș mai fi ținut Palibec, de exemplu. Probabil că nu mai puteam. Mă gândesc că Edi Ordenescu a avut o logică că l-a ținut pe, că l a băgat pe George Pușca. Și schimbările n-au adus... n-au făcut diferența, n-au adus acel plus de valoare, da? Și asta stau să mă întreb, cât o să ne mai țină norocul, cât o să ne mai țină bulat. Doamne ajută să ne țină până la final și să mergem și să ne calificăm, că până la urmă nu mai contează cum ne calificăm, să mergem și noi odată, să rupem blestemul ăsta la un campionat european. Doar că în afară de acest rezultat de calitate care e vestea bună, acum vin oamenii buni și veștile proaste, iar veștile proaste cur pe bandă rulantă. Avem meci greu în Israel, gândiți-vă că noi vom juca în Israel. Dacă arătăm cum am arătat în seara asta, luăm 4-5 fără niciun fel de probleme. Pentru că Israelienii au jucat fotbal, mai ales în partea a doua și în prima au jucat fotbal. Dar în partea a doua au combinat, au încercat un fotbal modern, capul sus, construcție, mingi, combinații rapide în care eu, la un moment dat ne ucis. era, era ce ne era un haos la noi în repriza a doua, pe acolo prin care eu, repet, doar bulanul a făcut să nu primim uh, cel de-al doilea gol. Dar Israelul a arătat că are jucători de valoare și de asta spun. Cred că până la urmă, tot la jucători se face diferența. Vorbim de fotbaliștii Israelului, da? Vorbim de jucători de la Red Salzburg, de la Tottenham, de la Celtic Glasgow, uh, știu eu, din campionatul rusesc. Uh, jucători, nu mai vorbesc de campionatul Israelului, da? știți foarte bine ce a făcut campionul lor cu Juventus anul trecut, cum i-au chinuit pe cei de la Juventus. Da? Adică ei joacă constant în Champions League, repet, cred că tot acolo se, tot acolo se face diferența la fotbaliști. Nu cred că mai avem fotbaliști de mare mare valoare. Aș fi fost astăzi curios să-l văd puțin pe Ianis Hagi. Nu cred că a fost prea fericit Gica Hagi. L-am văzut în tribună că fiul lui n-a jucat nici măcar 5-10 minute. Chiar cred că a plecat destul de bosunflat și de dezamăzit Hagi de la... De la stadion. Apoi v-am spus veștile bune sau norocul, da, sau veștile norocoase se termină, pentru că jucăm în Israel, da. Avem meci greu de tot acolo, da? I-ați văzut. Chiar o echipă bună, o echipă care cel puțin în seara asta arăta mult mai bine, cu mult peste echipa noastră. Apoi o altă veste proastă, Kosovo-Elveția 2 la 2, da? Deci Kosovo-Elveția 2 la 2. Kosovare au reușit să încurce Elveția, da? Și vin marți la noi la București cu Crasmici, cu Rahmani, cu, mă rog, toți jucătorii uh, buni pe care îi, uh, îi iau. Am mai dat unul astăzi o dublă în meciul cu, nu mai știu acum exact cum îl cheamă, în meciul cu uh, Elveția. Uh, deci vin vești proaste pentru vin vești proaste, nu, nu, nu e ok, nu, nu e în regulă, nu e în regulă să nu construiești nimic acasă, nu e în regulă cum să spun, să joci doar pe forță, să reușești să ții rezultatul doar pe niște dueluri câștigate, pe apărare, ok, pentru că totuși apărarea asta una peste alta s-a descurcat, aș putea să spune, să spunem, onorabil, ținând cont că am luat doar un gol la câte ocazii au avut uh, israelienii. Mijlocul nu produce, nu avem fantezie, să vezi puțin, că pui mintea jos, că joci puțin, că creezi niște ocazii ce goluri din niște ocazii create de tine. Adică să produci fotbal, mai vă românește. Nu producem fotbal. Asta e vestea proastă. Asta e cea mai mare uh, veste proastă. Da? Să dea Dumnezeu mars cu Kosovo, să arătăm altfel, să avem în continuare norocul uh, familiei ordănescu, Eu n-am niciun fel de uh, problemă și să reușim să batem Kosovo. Pentru că dacă nu vom bate Kosovo, uh, va fi o mare problemă cu locul 2 la, cum am văzut, uh, naționala uh, Israelului. Deci George Pușcaș out. Tată, du-te mă, lasă-ne. Eu nu l-înțeleg aici, nu l-înțeleg pe Edi cu George Pușcaș. Cu obsesia asta cu George Pușcaș, se vede că orice selecționer are câte o, o obsesie. Uh, vreau să-l văd marți pe Ianis, da? E tot un jucător în primera, la Alaves. Nu știu acum dacă o să facă diferența, Bar n-am dacă o să facă Iannis diferența. Dar vreau să-l văd, vreau să văd o echipă mult mai combinativă, vreau să arătăm că știm și noi fotbal, că avem un anumit uh, nivel la echipa națională, da? Uh, vreau să nu mai văd pe Florin Coman, că pleacă uh, după ce e schimbat, Dă frumos mâna cu staful, cu jucătorii, dar pleacă direct la vestiere. El nu rămâne pe bancă să vadă în continuare meciul. Un Florinel Coman care, după părerea mea, a rămas iar dator. Nu m-a impresionat cu nimic Florinel Coman. Florinel Coman nu trebuie să facă deposedări în care un nostru ă, și să fie bun și să primească nota 10 pe faza defensivă. Domne, cât a alergat el în ă, defensivă și domne, cum a blocat el și băci cât efort a făcut Florinel Coma. Păi nu, tata, Florinel Coman trebuie să fie jucătorul care face diferența. E prea puțin ce a arătat și în seara asta Florinel Coman, că a dat o pasă cu exteriorul, care din noroc, da, cu noroc că s-a dezechilibrat fundașul israelian, a ajuns la... Uh, a ajuns la uh, fotbalistul nostru. Uh, și de acolo, mă rog, după aceea a ajuns la Stanciu, șut Stanciu, Uh, sau la Alibec, da? După aia a șutat Stanciu și, mă rog, a venit uh, golul până la urmă, norocos al lui uh, Alibec. Puțin pentru Florinel Coman, iarăși, puțin, puțin, fotbal puțin, te aștepți la Florinel Coman să facă niște curse, da? Să mângăie mingea, să dea, cum să spun, să dea colțul lung, acolo, din 16 metri, uh, în stilul Del Piero, uh, să dribleze 2-3 jucători, să creeze panică în care o advers. Nu am nevoie de Florinel Coman să Lahor, da? E de ajuns că l-avem păsălescu pe partea uh, cealaltă. Mijlocul, nimic, nimic, stanciu, cu Pun, a dat șotul uh, din care s-a marcat golul nostru, dar niște greșeli incredibile. În prima repriză uh, este la limita penaltiului, face niște driblinguri, să pierdă mingea în careul nostru se duce disperat. Uh, mă rog, noroc cu arbitru că nu s-a uitat. Că acolo, dacă vă uitați, e și un pui acolo, așa, de fault, așa. Adică dacă avea un arbitru, voitor, dar aici a jos pălăria pentru Burleanu și a făcut temele foarte bine președintele federației noastre, fiindcă am avut un arbitraj impecabil, ba chiar aș putea să spun chiar content, așa un 2-3, ai poate ai mult spus 5%, dar undeva între 3 și 5% un arbitru care, ca să zic așa, uh, nu ca nu cu noi, e mult spus, arbitrajul a fost impecabil, dar așa parcă l-am simțit așa, prietenos, da, ca să zic așa cu naționala noastră. Și aici e meritul lui Burleanu, adică omul, Burleanu și face, da, și-a făcut datoria. Da, am avut un arbitraj impecabil, ba chiar repet, prietenos. E, Stanciu face greșeala aia, impardonabilă, după aia Stanciu în a doua repriză, iar. Absolut de neînțeles, mi s-a părut o indisciplină tactică crasă și aici trebuie să aibă o discuție cu Stanciu, că vorbim de capitanul echipei, da? Pierde mingea iară, face aceeași fază la Indigo ca în prima repriză, pierde mingea în a doua repriză, nu mai are noroc și vine golul lui Glock, adică niște lucruri care nu sunt în regulă la, 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 acest, la acest nivel. Bun, hai să spunem că, v-am spus, e rezultatul bun, dar cred totuși că trebuie jucători care să facă diferența. Eu l-aș fi luat pe mitriță. Mitriță era un jucător care eu cred că astăzi, în a doua repriză pe contraatac, ar fi putut să facă diferența. Nu știu acum dacă v-ar fi marcat sau nu, dar era un jucător care putea să-i croșeteze pe israelieni, care, bineînțeles, erau obosiți, era greu să revină în apărare pentru că ne tot atacau, ne tot presionau, ne dominau, e greu să te și retragi și atunci, acum Mitriță, cred eu că ai fi putut uh, să-i prinzi. Eu l-aș fi luat pe Mitriță, nu spun acum neapărat că nu știu ce greșeală a făcut Ediornescu. dar eu l-aș fi văzut pe Mitriță. Eu l-aș fi băgat, de exemplu, pe în a doua. Uh, repriză și aș fi încercat să forțez cu el. Bun, e adevărat, toți suntem selecționeri și asta este adevărat. Dar una peste alta, Edi Ortenescu o să aibă o noapte albă, pentru care are la ce să se gândească. Repet, nu arătăm bine deloc, deloc nu arătăm bine. Și nu e primul meci în care nu arătăm, nu arătăm, bine. Și o spun așa cu mândire, adică nici măcar nu vin să critic, să fac, să domne, ce fac băieții ăștia, când, sau că. sau Iordănescu, nu știe și nu face și uite, mai înțeles ce ăsta e selecționer și. Nu, nici vorba de așa ceva. Țin cu echipa națională, țin cu ei, Iordănescu, țin cu băieții noștri, dar nu producem fotbal. Fraților, nu mai merge. Să terminăm aici un huiduel celor 50.000 de oameni. Trebuie să spun un semn de întrebare, să te gândești, bă, trebuie să schimb ceva. Și dacă nu schimb acum cu Kosovo, dacă vine Kosovo și te bate, eu zic că nu prindem locul dacă, Doamne ferește, ne bate Kosovo. La egal, habar n-am ce să se întâmple, dar eu zic că și la egal avem uh, uh, o șansă minus uh, față de uh, israelieni, pentru că jucăm cu Israelul. la ei, Bineînțeles, dacă reușim să batem Kosovo, atunci lucrurile ar sta mult, mult mai bine și am salvat această impresie din această seară, care, din păcate, pe alocuri a fost, hai să nu zic lamentabilă, repet, hai să fiu român, dar a fost extrem, extrem de dezamăgitoare puțin, puțin, suntem mici, mici, părem o națională mică care se chinuie, se chinuie, se chinuie, hai domne, poate mai dă stanciu un hai domne, poate mai dă muruțan o pasă, hai că poate ne mai iese odată, uh, mai aruncă lui Mihailă, că poate o mai dă odată sau de dor, cum s-a întâmplat cu uh, Elveția. Nu, nu, pare rău, Edi, nu. Nu, și ți ți-o spun cu toată prietenia dar încă o dată spun, nu cred că neapărat selecționerul, cred că ce putea să facă selecționerul a făcut. Bun, ok, se poate discuta dacă a început cu cel mai inspirat prim 11, știi, una peste alta. Dacă stai să te gândești că a fost 1 la 0 la pauză, ai putea să spui că da, dar... Nu, nu e ok. nu e ok. Trebuie, trebuie schimbat ceva pentru meciul cu Kosovo, pentru că dacă nu schimbăm ceva o să avem mari probleme. Jucători iuți, jucători tehnici kosovari, i-ați văzut uh, și voi și există posibilitatea uh, să, fie, să fie o seară foarte, foarte uh, grea pentru uh, naționala României. O altă veste proastă, am arătat șansa să ne uh, desprindem de Israel, da? E un singur punct, a rămas un singur punct între noi și Israel, repet, cu meci la ei. Și dacă arătăm cum am arătat aseară, de credeți-mă, ne dau cu țara sfântă în cap. Deci direct o să ne dea. Adică o să, o să ne dea vreo 4-5 de noi, o să mai știm de noi. O să ne amintim, o să ne aducem aminte uh, de Israel și noi și moșii strămoșilor noștri din fotbalul uh, românesc. Bun, soluții eu cred că sunt, nu cred că asta e problema, da? soluții sunt, bineînțeles am văzut și lucrurile bune, după cum v-am zis, mi-a plăcut mult la capitolul de terminare, se vede că băieții vor, se vede că Iordănescu le-a insuflat treaba asta, se vede că sunt motivați, dar pare că ne lipsesc mijloacele fotbalistice, deci efectiv pare că, pare că suntem săraci în fotbal. Da? Apropo că tot nu ne place că ne zic ăștia că suntem săraci Europei, ba da, în seara asta am cam fost săraci. Ce să mai lungim povestea? Asta este adevăr. Israel, un mod normal, ar fi trebuit să ne bată la câte ocazii au avut și câte ocazii au ratat. Noi, destul de puțin. Bun, cu ce rămânem? Rămânem cu o speranță că până la urmă s-a terminat 1 la 1 da? E clar că avem un jucător din atac acolo, Alibec, care în momentul de față este neînlocuibil, da? Nu avem jucător în locul lui, în locul lui Alibec. Ne punem speranțele în Alibec și în meciul cu Kosovo, ne punem speranțele în apărarea noastră, care nu arată rău, a chiar nu arată rău apărarea noastră și joacă la sacrificiu. A crescut mult Drăgușin, foarte mult. Se vede că e un fotbalist care probabil va ajunge la o echipă puternică din top 5-ul nostru, din top 5 Europei. Când spun al nostru, mă refer fotbalul nostru European, apărarea a crescut, văd acolo o omogenitate, pentru că până la urmă am rezistat. N-am luat decât un gol. am avut noroc, că n-am avut noroc, nu mai contează, am luat doar un gol. Dar de la mijloc în sus trebuie schimbat ceva. Nu știu ce, nu știu. Eu n-aș fi jucat niciodată cu cei doi marini. dar încă o dată, nu, cum să spun, nu selecționer acum. Poate Iordănescu i-a văzut la antrenamente, a văzut că s-au antrenat mai bine. Habar n-am, pur și simplu habar n-am. Dar suntem prea defensiv trebuie și noi să creăm, trebuie să punem probleme adversarului. Altfel, oameni buni vom rămâne în continuare cotași și să nu ne mai plângem atât, nu are nimeni nimic cu noi, da? Suntem săraci, nu producem fotbal, după cum uh, v-am zis. Aș vrea să văd altă echipă cu Kosovo. Vreau să văd o echipă care să atace, vreau să văd care să atace inteligent, evident. Dar vreau să văd o echipă care nu mai termină meciul în huiduirile propriilor spectatori. Pentru că nu e ok, chiar nu e ok. Vreau să-l văd pe Ianis în meciul următor, să vedem dacă face diferența. Da, Nu vreau să-l mai văd pe uh, George Pușca și, repet, vreau o echipă mai ofensivă, o echipă mai imaginativă. Trebuie să batem Kosovo. Da? Doar rezultatul e bun. În rest, ce am văzut în uh, seara asta, vă spun sincer și pe mine și pe milioane de români uh, uh, ne-a dezamăgit. Nu vrem așa să arate echipa națională a României. Bun, hai băieți, hai tricolori! Da? Păcat de atmosferă, v-am zis, mi-am adus aminte de marea victorie cu 3 la 1 cu Danemarca, mi-aduc aminte, doamne, ce meci a făcut Danuz Rupu și apropo de Danuz Rupu, mâine dimineață, mă rog, nici nu știu cât e ceasul, în această dimineață la 10.30 avem ediție specială de Fanatic Superliga, bineînțeles dedicată meciului cu... Israelul, invitați grei de tot Sorin Cârțu, Cobra, Adrian Ilie Danuț Lupu, Vivi Răchită Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, deci trupă puternică, nu mai vorbim de reacții. Începem la 10.30 în direct și în exclusivitate pe site-ul fanatic.ro. Așteptați-vă așteptați în această dimineață la o emisiune, așa cum v-am obișnuit, directă, în care o să disecăm totul și o să încercăm, bineînțeles, să găsim și soluții, dar vom vorbi fără mânuși de acest joc, repet, sărăcăcios pe care ne-l-a oferit echipa națională. Și vreau să vă întreb și să vă vă invit acum să comentați pe pagină, dar vreau să vă întreb așa, cu acest joc credeți că ne calificăm anul viitorului europene? Care e părerea voastră? Credeți că ne calificăm la campionatul european? Și vreau să vă mai arunc încă o provocare, iar aceasta sună în felul următor. Ar trebui selecționerul să înceapă cu Ianis Hagi titular la partida cu Kosovo sau așteptăm prea mult de la acest băiat care poartă numele de Hagi? Așteptăm prea mult. Da? e prea mult, adică nici Ianis nu poate să schimbe lucrurile sau din contră Ianis ar putea să facă diferența fiind genul acela de jucător creativ care marchează din diferite poziții și așa mai departe, mă rog, chiar dacă vine după o perioadă foarte grea. Deci v-am zis, astea sunt provocările, ne calificăm la euro după părerea voastră cu acest joc pe care îl prestăm în acest moment, la cum arată acum Național României, voi ce credeți? Credeți asta, da? Vreau să răspundeți pe pagină, asta este provocarea pe care vă o uh, uh, și la care vă invit, bineînțeles, uh, uh, să participați. Uh, Hai România, da, nu suntem fericiți, da, eu o să mă culc foarte îngrijorat, la modul cel mai serios vă spun, pentru că nu, nu, nu e nu ok. Nu jucăm. Nu jucăm, asta nu e nu, Ăsta nu e fot. N-are nicio legătură cu fotbalul de calitate. Au fost momente în care israelienii ne-au dat clasă, efectiv. Uh, și ne vedem dimineața la 10.30 la o ediție specială de Fanatic Superliga. Haideți să rămânem totuși optimiști. Da e Până la urmă nu e o înfrângere, e un 1 la 1. Da, e încă un punct care se adună acolo, dar eu cred că ar putea fi meciul cu Kosovo chiar decisiv. Știu că sună așa, decisiv, da, da, chiar decisiv, oameni buni. Pentru că dacă pierdem cu Kosovo, va fi foarte greu să mai prindem locul 2, la cum am văzut Naționala Israelului cu jucătorii de calitate pe care le are și, mă rog, cum s-au exprimat una peste alta. Deci, trebuie cu toții să ne unim în energiile, să dăm energie echipe naționale, să-i dăm inspirație selecționerului lui Edi Ordănescu și la fel să le dăm inspirație jucătorilor noștri care trebuie să arate că sunt fotbaliști, da? Fotbaliști, da? Nu doar niște jucători sau prieteni cu jucătorii de fotbal.